Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite ce am aici. Înghețată de legume cu carne. Parfait. Cuburi, minune, carne de pui, o supă concentrată care are și carne de pui și foarte multe legume și zarzavaturi pentru iarnă. Și acum ce fac? Le porționez și o să le pun în congelator. Și oricând îmi doresc, cu două, 1, 2, 3 cuburi din astea, îmi fac o supă instant, naturală, extraordinar de gustoasă. No, hai să vedeți cum le-am făcut. Haideți să vedem cum am făcut aceste minunate cuburi magice cu pui și legume, concentrat, fără chimicale, totul natural. Ideea mi-a venit de acum câțiva ani, cam acum 2 ani am văzut, pe un canal german, cred că Ghezun de Rețepte era, o variantă doar cu legume și zarzavaturi. O tanti făcea niște chestii, bine, aia în Germania pun alte, băgau praz și alte zarzavaturi decât punem noi în mod normal la supă sau ciorbă. Și m-am gândit să dezvolt rețeta, să pornesc de acolo și să fac o chestie și mai faină. Să introduc și carne. Bine, carnea pentru supă, bineînțeles că este carne cu piele și os. În cazul de față, recomand spinări și aripi de pui. Cu piele, cu os. În cazul ăsta e chiar un pui hrănit cu porumb. Foarte fain, cu piele galbenă. Care are, uite aici, și grăsimea atașată. Am curățat zonele astea de glandă de la târtiță. Și uite totuși ce faină e cărnița de pe aceste spinări. Părți din spate, a spatelui și mai din față. Grozav. Asta e carne de ciorbă sau de supă. Un kilogram am. Și m-am gândit cum să echilibrez toată situația ca să am un rezultat cât mai concentrat. Pentru că am pus mâna pe pui, imediat mă spăl pe mâini ca să nu contaminez toată bucătăria, Doamne fer dacă are salmonelă. La cantitatea asta de 1 kg de spinări sau aripi de pui cu piele și os, am 2 kg de zarzavaturi. Deci aici vorbim de zarzavaturi rădăcinoase. Aici v-am arătat câteva ca să știți din ce ai compus lotul. Morcovi. Deci e completare la tot ce vă zic. Rădăcină de pătrunjel și de păstârnac. Rădăcină de țelină. După care vin așa, cepe. La cantitatea asta eu am pus 4 cepe. Roșii, după gust. Însă nu sunt foarte mari. Aș zice cam jumătate de kilogram de roșii. Mai departe, frunză de țelină. Dacă nu vă place, nu o puneți. Eu am aici 2 frunze faine cu tijă de țelină. Puteți spune apio, țelina e așa. Acum, discuție, se pune ardei sau nu se pune? La noi în familie nu se prea pune ardei nici în ciorbe, nici în supe. Asta e la noi în familie. Mama pune întotdeauna varză. Dacă voi nu vreți varză, nu vreți gulie, puneți ardei. Eu acum o să pun și varză și ardei, că pe mine nu mă deranjează așa de mult. Dar nu exagerez. Eu pun un ardei, dar voi puteți până la 3 să puneți ardei de ăștia grași, pot fi albi sau roșii. Verdeață. Am pe aici și tije de pătrunjel care sunt mai obosite, care o să meargă la fiert. De aici iară, o să vă arăt cum tai tijele și pe alea le bag la gătit și la final o să mă folosesc de frunzele proaspete. Sare, cam 2-3 lingurițe, vedem în funcție de rezultat, și piper boabe. Mai am nevoie de un pic de ulei pentru partea asta de zarzavat și legume și 500 de ml de apă rece. Haideți să vă zic cum începem. Așa m-am gândit eu. Într-o oală o să pun spinările de pui, deci 1 kg cu doar 500 de ml de apă rece, aproape înăbușit o să le fac, și o linguriță cu vârf de sare. Tot aici o să pun și boabe de piper și echivalentul cam așa, o linguriță de boabe de piper. Nu-i mult că uite aici câte zarzavaturi avem și legume. Pun totul deasupra. Tot în oala cu spinări o să pun la fiert și tijele de pătrunjel. Erau prinse cu guma, acum le-am spălat așa cum au fost, dar sunt perfecte de pus aici. O să le pot separa la sfârșit, dar le pot și lăsa. Și cam asta e.
Asta e în varianta în care, după cum vedeți, o să folosesc un multicooker cu presiune, oală sub presiune, cuctă. Dacă n-aveți așa ceva, atunci puneți lichid până se acoperă bucățile de spate, de pui, și fierbeți o oră. Pe măsură ce scade, mai completați puțin, dar mai bine lăsați să scadă, să rămânem cu jumătate de litru la sfârșit de lichid. În oala sub presiune nu scade, așa că îmi pun jumătate de litru de apă, atât o să găsesc la final. Merg să o pun asta la fiert, îi dau avans de acum și din momentul în care ajunge în regim de fierbere, 40-45 de minute sub presiune. Următoarea etapă e tot gândită de mine. În majoritatea rețetelor, zarzavaturile se fac ca la ciorbă, adică se rat sau se taie cu bulețe, se călesc pe aragaz, în ulei, na, bun, eu fac altfel. Verdeața o las deoparte, că vine mai târziu. Am încins cuptorul la 200 de grade și mă pun și tai zarzavaturile, uite așa, în batoane, chiar nu contează, și le pun în tavă. Eu am un cuptor foarte mare, tava mea e imensă, dar puteți lucra cu două tăvi de cuptor puse pe două niveluri. Foarte frumos să fac deodată. Deci cuptorul e pus la preîncins la 200. Căldură sus, jos și ventilația. Să mai tăie mai mic ca să se facă mai repede. Am stau să-mi bat capul, mai ales că la sfârșit o să fie pasat totul. Bineînțeles că încep cu rădăcinoasele și mai spre sfârșit o să pun ceapa, roșiile, ardeiul și așa mai departe, că alea au alt timp de rumenire, de gătire. Eu am făcut deja treaba asta cu legume coapte la beef stock, vă las link la supa concentrată, buionul sau fondul de vită. Acolo am rumenit și oasele, că la vită e cu tot o altă poveste, că după aia s-a făcut o fiertură din tot. Morcov caramelizat, creșteau un gust fenomenal. Păstârnacul, pătrunjelul, rădăcina, țelina, toate după ce o să stai acum la cuptor, pe lângă că scad, că le iese apa din ele și se concentrează aromele, se și rumenesc ușor la margini și o să aibă un gust fenomenal. Să-ți mai ce supă bună și ce ciorbă o să facem la iarnă cu pasta asta concentrată, cu carne și legume, cu gust de pui sau cum e în comerț aia, gust de găină. Uite așa. Tăiem și așa că merge mai repede la albitură. Asta e cam mare. Chiar nu contează, ideea să aibă totuși dimensiune apropiate, să facă toate, să nu fie părți arse și părți crude. Vor fi pasate la final pe țelina. Pe asta o fac felii. Uite așa. O să vă arăt după aia cum le asezonez și cum le amestec să fie uniform în tavă. Ce las deoparte? În partea asta o să las deoparte deocamdată ceapa, roșiile și ardeiul și varza. Pe alea le pun un pic mai încolo, o să vă arăt eu când. Da, bun, acum sare. Cam de două ore, înseamnă cam o linguriță jumate bună. Sarea scoate apa și e bine. Și ulei. De ce pun ulei? Echivalentul a două linguri bune. O să mai am grăsime și dincolo din supă, că de-aia am pus atâta piele, dar îmi trebuie și aici, neapărat. Uleiul e vehiculul aromelor. Beta-carotenul, pigmentul din morcov, ca să-și transmită culoarea, să dea fața aia frumoasă ciorbei și supei, care are nevoie de grăsime. Acum să am grijă, dacă tot am pus hârtie de copt, să nu mânjesc sub ea. Și uite, așa, le amestec bine, să fie bine cuprinsă cu sare și ulei. Le răsfir, de-aia am zis să lucrăm ori cu tavă de asta imensă, ori cu două mari. Așa. Și dau totul la cuptor, la 200 de grade, cuptor preîncins, căldură sus, jos, ventilație. La început pentru 30 de minute. Am o să o scot, tava, să vă arăt cum se prezintă și o să punem ceapa, ardeiul, varza
și roșiile. Da, acum jumătate de oră trebuie să relas de capul lor. Până se rumenesc, le și se coc rădăcinoasele. Uite, tai și ceapa așa în bucăți potrivite. Nu prea mici, că nu vreau să se ardă când le bag la cuptor. Dar oricum le bag mai încolo, tocmai de aia. Ca să nu am surprize. Puteți pune mai multă ceapă dacă vă place. Dar eu la cantitatea asta, zic că 4 cepe, așa cum îs, suficiente pentru gustul meu. Nu-i greșit dacă mai puneți dovlecel, gulie. Dovlecelul e așa un fel de umplutură. Cu el, fără el, tot aia mai mult creșteți masa de legume. Nu neapărat că aduce vreun aport de gust. Au zis niște fibre acolo. Ardeiul a fost spălat, acum îl curăț, mă, n-are mai nimic în el. O să salvez cât mai mult, să aruncăm cât mai puțin. Uite, și astea sunt bucăți foarte bune. Pentru ce să arunc așa mult? Asta e ok de aruncat. Și tot așa îl fac în bucăți, repet, ardei, puneți 3-4 dacă vă plac. Mie, v-am zis că mi se pare că are gust de tocăniță ciorba și supa cu ardei, dar de gustibus non est disputandum varza. Asta e fain așa cum e, chiar și dacă are un pic de cotor, felii. La mama îi place foarte mult cu varză. Și în supa de vită limpede punem. Și în aia de pui câteodată. Apropo, noi avem o supă de pui fabuloasă. Făcută tot așa pe pui din ăsta, cu piele galbenă, hrănit cu porumb. Vă las link în descriere. Cu cantitate egală de zarzavat și legume la cantitatea de carne. O ieși mai închisă la culoare, dar aia e sănătate curată. Decât să fac ceva transparent și nedefinit, mai bine fac o supă limpede adevărată, cu multe minerale, nu și alți nutrienți, care să merită efortul. De aici la ruși ați văzut că le scot doar aici foarte puțin. În loc de roșii, puteți folosi concentrat de roșii sau pastă groasă, nu bulion, pasată. Vă las link cu pasata de roșii, preparată după metoda italiană a bătrânelor din Italia. Să vedeți cât de practică e și ce rezultat grozav obținem rapid, fără să stăm, să amestecăm, să fierbem sucul ăla de roșii să scadă. O să vedeți ce deșteaptă e metoda. Și e bine să preluăm și de la alte nații lucrurile inteligente și să le aplicăm. Că noi facem bulion numai cum știm noi. Până în altă vreau să vă spun că bulion, da, am și o rețetă de bulion a mamei, aia din anii 70. Cuvântul în sine, bouillon, din limba franceză, așa că nu vă imaginați că e vreo invenție românească, bulionul. Na, și acum și țelina. Și pe asta o să bag un pic la copt, că se extrage fain și are aromă bună. Dar nu foarte mult, o lăsăm, cum am zis, la final. Numai. Și la fel o să pun în tavă și tijele astea mai obosite de pătrunjel, care au gust foarte bun. Dar pe ăla proaspăt, numai la final, și nu pe, chiar pe tot jumate din el o să pun. Și nu-l toc de acum, că se oxidează până vine rândul. Na, bun. Să vă arăt după ce trec 30 de minute de coacere a zarzavaturilor și în momentul în care punem restul de ingrediente. Uai, ce frumos! Uite, ce frumuseți! Ce arome! Dacă nu m-am bine întorc acum, să le bag invers. Acum un pic le mai învârt de aici. Deja se înmoaie. Cam o oră le trebuie în total. De acum o să vină și partea mai apoasă pe ele, de la roșii. Ce bunătate! Toate zaharurile astea se caramelizează, asta e reacția Maillard de caramelizare, care dă gust bun.
Punem și partea asta de frunză mai jos, să nu mi se pârlească. Cu ea încep. Mai vine așa cu varză, roșii și ceapă peste tot. Le pun așa și pe urmă le mai aranjez în tavă. Mă las jos zarzavatul și să stea ăstea la altă, ardeiul, ceapa, varza și roșiile. Ulei nu mai pun, că e suficient cât am pus și mai are grăsime partea aia de carne ce fierbe în oala sub presiune. E plină de piele, de aia gustoasă de pui. Na. Eu acum l-aș mai da un pic de sare și la ăsta. Să nu uităm că să va fi un concentrat de supă, deci nu e problemă cu sarea. Și încă vreo 20-30 de minute la cuptor, tot la 200 de grade. Cam 20, aș zice eu. Să nu exagerăm. Vreau practic să înmoi ceapa. Nu să o călesc, ca și cum aș fi făcut un ulei. Na bun, înapoi la cuptor. Aici. Ce frumusețe. S-a înmuiat, perfect. Că am vrut să nu fie ceapă crudă. Deși varza, ce fain s-o mai copt pe aici, pe acolo. Acum le mai amestec un pic. Și le las la răcorit. Așa cum sunt. Minunată. Vă dați seama ce supă o să iasă din astea și ce ciorbe faine. Ăsta da gust concentrat de legume. La propriu, nu povești. Uite, gata, s-a depresurizat. Ce supă faină de pui aici. Hiperconcentrată. Uite aici. Ce frumusețe galbenă. Na, trebuie să las la răcorit tot, ca să dezosez și să se răcorească și zarzavaturile coapte. Na, uite aici. Cum iese cărnița asta cea mai fină de pe spinările de pui din supă. Tot scot. Aici o să le iau, uite, așa pe fiecare. Carne acolo, o să aici. Pus și tijele de pătrunjel. Tot scot de pe ele. Mai trebuie să verificăm să nu rămână niciun oscior. Că o să intre în robotul procesor cu cuțite. Piele, tot. Că aia de gust bun, pielea. Și așa mai departe mă joc cu toate. Uite cât îți dă moi oasele. Astea-s oase, astea carne, piele. Și aici e minunata supă pe care o strecor și păstrez toată grăsimea. Dacă să nu mai aibă fragmente de os. Direct în vasul robotului o să strecor. O să mă ajute asta foarte mult. Uite că într-adevăr au mai fost aici niște osișoare. Dar mai am și carne. Și bobele de piper, peste le păstrez pe toate. Așa de fain se vor pasa aici. Chiar numai oasele să iasă. Bun. Și acum pun legume caramelizate, care au un gust fabulos. Carne și procesez. Dacă trebuie mai multe ture și tot amestec. Scot și mai pun o tură, mai păstrez din lichid. Să vă arăt imediat. De așa. Pun și carne jumătate. Și acum l-am procesat. Na, așa, ca o papă de bebe, baby poppy, cum se zice la noi. O să vă arăt, uite așa. Mie îmi place să aibă un pic de textură. Mă scot și pun restul.
lucrăm în ture. Puteți lucra și cu pas blender de mână, dacă vreți. Ce frumusețe și ce gust și aromă are, vai, de cam, vai, nebunie. Ma poate era bine să împart supa în două, să am la ambele ture. Da, acum facem așa, dacă trebuie mai pun din pasta deja făcută. Numai ca să fie treaba simplă, să iau așa hârtia, desprind tot de pe ea și mă ajut de ea și pun totul aici. Mai e un morcov acolo. De? Și la fel și carnea s-o pun toată. N-am uitat de verdeață, dar pe aia o punem tocată proaspăt la final. Mă bag în blender. Și gata. Da. Este mai densă că nu a avut supa de dinainte. Dar le voi amesteca ambele ture și atunci o să fie aceeași compoziție, oricum într-o singură tavă. O să pun la congelat. Mai amestec bine tot maclavaisul. Eu l-am gustat și aș mai pune sare în pasta asta și piper negru proaspăt măcinat. Să nu uităm că eu asta e un concentrat. Acum ne putem pune sare oricând și când diluăm supa. Dar mai fain e să fie de la început. Sare și un bun conservant. Piperul boabe din supă s-a procesat cu cuțitele. Mai pun piper măcinat. Asta fiecare după gust, dar mie îmi place piperul foarte mult și mai ales în supă și fiind cantitate mare, care urmează a fi diluată ulterior. Bun. Amestec iar. Dacă vreți, mai puneți concentrat de roșii. Mie la supă de pâine nu lipsește așa ceva. Mi trebuie să aibă culoare din asta, să fie portocalie cumva, nu de roșii. Și ultimul pe care îl pun e pătrunjelul. Mai am pătrunjel creț, care e foarte fain. Pe care o să încerc să-l tai mărunt, cât de mărunt pot. Nu las așa mare. Ce arome faine are. Pare vitamine. Și asta să știți că dacă nu m-a congelat, el nemai fiind procesat, să fie foarte fain și aromatic când îl decongelăm. Na. Bun. Bun a fi cu dosul cuțitului. Prospețime. Na, cam asta au fost. Asta ies foarte multe porții de supă. La iarnă sau oricând, asta se poate face și vara, de ce? Din motive de economie de timp. Stai odată, o faci și pe urmă nu m-a scos din congelator 1, 2, 3 cuburi, depinde câte porții de supă vrei să faci și te-ai scof, cum s-ar zice. Da, acum ne pregătim cu tavă în care să turnăm pasta. Da, e tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu vă zic că am mai făcut rețeta asta anul trecut și am făcut-o cu folie de plastic și foarte greu a ieșit din tavă, așa că mai bine cu hârtia de copt. Asta e tavă cam de 33 pe 25, cam așa. Eu o să fac în strat mai gros, că n-am chef să fac pătrate, așa plate, o să fac chiar cuburi, cum le zice numele. Dar voi puteți, dacă vreți, în două tăvi să faceți, să fie mai plat, mai jos stratul, mai îngust. La mare de fix.
frumos să aibă margini. Gândești că pentru tava asta e făcută porția. Este tavă țencăr. Este găsiți peste tot în supermarketuri. Să lasă aici bine, că să nu-mi stă ridicată hârtia, că atunci îmi deformează colțurile. Mai mult ar conta foarte mult. Se mai dau de două ori cu ea de masă. Bun. Acum vin cu folia de plastic care se acoperă la contact, adică la suprafață filme o contact, cum zic francezii, că ăsta e film. Așa e, zic ei la folie. Și noi în Arad îl știm de Folpac. Asta se ducea din Ungaria în anii 70. Asta și alufolia, folia de aluminiu. Păi ne puneam sandvișurile la școală în anii 70-80 cu folie de asta. Așa, lipesc bine. Și asta nu trebuie tăiat, asta se rupe. Uite așa. Rupi un pic și tragi. Și gata. Nu trebuie să te chinui cu farfeci, cu cuțite, nimic. Așa se lucră cu ea. Frumos, totul să fie bine acoperit și lipit cu folia și să nu-mi iasă pe lângă de aici, cum e în colț. Acum pot să-i dau și colțurile astea la altă, să îi dau o formă mai frumoasă. Așa. Așa. Mândoi. Și mă duc la congelator. Îl las peste noapte să se facă bocnă. Și mâine vă arăt ce fac mai departe, când tai cuburile și le depozitez după aia. Gata, pe azi. Am scos-o cam de jumătate de oră pasta asta faină de pui cu carne din congelator, nu de alta că e cum s-o cam înmuiat la margini, dar vedem. Și acum ce trebuie să fac? Să scot de aici pe un tocător și să mă pun să tai cuburi, nu? Că am zis că facem cuburi. Hai că lucrăm cu jumătăți din ea, că e mai simplu. O, ce fain să taie. Asta nu poți de la minus 22 de grade să o tai imediat și trebuie să vă gândiți un pic. Și acum să vedem cam așa. Până în capăt. Și încă o dată. Și acum întorc și invers. Un pic mi s-a înmuiat aici la margini, dar avem și mai congelate la mijloc. Cea mine chiar sunt aproape cuburi, nu sunt mai pătrate sau mă rog, paralipipede cu înălțime mică. N-au nimic, nici margini, nu se aruncă nimic. Variante de ambalare și păstrare la congelator. Nu știu ce vi s-a părut interesant, chestia asta cu foliile. Păi să iei folie de aluminiu, să învelești fiecare chestie din asta în folie, ca să ce? Te zici că arată ca aia din magazin? Oricum n-arată și nu e aia. Na, uite, una. Mai punem aici una. Nu-s fan de așa ceva. O să vă arăt cum le ambalez eu, că și pe ăsta pe urmă trebuie să le pui tot în pungi. Bun, m-am jucat destul. Pungi, pot fi de astea Ziploc, o pungi normale. Luăm și băgăm în ele cuburile. Cuburile de înghețată de legume cu carne, nu-i ca un parfait. Și luăm și le punem frumos așa. Și o să fie foarte ușor de manevrat și de porționat după aia, că scoatem din congelator punguța, ne scoatem 2-3 cuburi sau unul sau de câte avem nevoie, pe restul le punem înapoi și ele stau foarte bine separate. Nu-i nevoie de folia aia de aluminiu, chiar deloc.
Îmi încap câte 9 într-o punguță din asta. De ce nu? Uite așa. Trebuie să mă șterg pe mâini. Și asta zip. Vin cu ea până aici. Apăs un pic să iasă aerul, că pe aici iese. Frumos. Și gata. Uite-le. Așa le fac pe toate. Asta e un borcan de 1 litru capacitate, l-am testat înainte, l-am pus pe metal să nu împleznească, am apă fierbinte, clocotită și să facem supa de care v-am povestit. Na, hai să luăm, uite, unul mai mare și unul mai mic și turnăm apă fierbinte. Și amestec. Ce ziceți? Supă de pui cu legume și zarzavaturi. Și încă nu-s topite cuburile. Numai bine mi-o și răcorește de la 100 de grade. Pot să o mănânc imediat. Numai să am răbdare să amestec. Uite cât e de faină. Bineînțeles că puteți face găluște. Puteți fierbe tăiețenia, cu faceți în oală. Aici am făcut un borcan ca să vedeți cât e de frumoasă. Aici am fledle, sunteți crocante, se găsesc în supermarket. Fel de zdrențe crocante, care se umflă în supă. Na, ce ziceți? Supă de pui cu legume. Faină, nutritivă, gustoasă. O să văd dacă îi mai trebuie sare. Dacă trebuie mai punem, verdeație mai putem pune deasupra, pătrunjel tocat. Excelentă, dragilor! Faceți-vă o tavă mare, exact cu cantitățile astea de cuburi, băgați-le în congelator și gândiți-vă că din 2 scoateți 1 litru de supă. Zile întregi, luni de zile, aveți mâncare asigurată. Sunt mai mulți musafiri, băgați 10 cuburi și tot îți rămâne. Fiecare, dacă vrea să-și o transforme în ciorbă, poate să-și pună borș sau ce vrea, că este un fel de ceva între ciorbă, supă și supă cremă, să zic așa, mai nu supă cremă, bineînțeles. Foarte gustoasă, foarte nutritivă și un bun mijloc de a economisi timp. Să ai tot timpul așa ceva în frigider, în congelator, e mare lucru. Superbă! Dacă ți-a plăcut rețeta, dă-i un like, adică apreciază-o, distribuie-o prietenilor tăi, abonează-te la Savori Urbane, că o să avem numai rețete faine, așa cum am obișnuit și până acum. Să ne vedem cu drag data viitoare. Vă pup! Ciao!